Pentru balanțe, căminul, locul de muncă eventual, pot să aducă stări de amplificare a sensibilității, a creativității, a dorinței de a trăi mai bine. Poate să apară și tendința poate de a fi mai nechipzuiți, mai ales în zona relațiilor, pot să apară relații poate un pic prea libere. Iar steliumul din Capricorn, care implică pe Mercur, pe Venus și pe Pluto, pot influența familia. Devărul care ies la lumină, schimbări surprinzătoare, în 15 decembrie se formează Marea Piramidă de Pământ, dintre Lună, Mercur și Uranus. Schimbările pot fi în familie, țin de sacrificii, de secrete, ele pot aduce o... pe de altă parte ca aspecte creșterea rezistenței, a creativității, deschiderea la lucruri practice, realizările sociale, atracția în planul relațiilor. Sunt căutate răspunsuri legate de trecut, de relațiile sociale, de chestiunile sentimentale sau emoționale. Sunt riscuri de implicații publice. Căutați să vă descoperiți în ceilalți prin propriile căutări, confruntări, conflicte, prin asocieri benefice. Puteți fi un factor de diplomație și de armonie. În familie se experimentează, poate, uneori. Capricile pot fi ă, tensiuni în zona relațiilor, tensiuni emoționale sau, din contră, stări de indiferență. În 18 decembrie, în familie, există riscul acestea de frustrări, de nervozitate, de nehotărâre, de neatenție și de relații marcate mai ușor de neînțelegeri.